Preasfinte Doamne și Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce prin crucea Ta prea înaltă ai dăruit pacei lumii, Te rugăm cu smerenie și umilință să trimiți în inima noastră mângâierea și harul Tău, acea pace sfântă care întrece înțelegerea noastră păcătoasă. Într-o lume tulburată și plină de zbucium, ne încredințăm în milostivirea Ta nemărginită și cerem cu o sârdie să umpli inima noastră cu liniștea și blândețea Ta dumnezeiască. O Mântuitorule al lumii, apleacă-Te peste noi păcătoșii și îmbracă-ne în mantia Ta de iubire și îndurare. Îndepărtează de la noi tulburările și îndoielile, iar în locul lor să răsară speranța cea veșnică și credința neclintită în planurile Tale mântuitoare. Trimite în inimile noastre lumina harului Tău, Doamne, pentru a risipi întunericul păcatelor noastre și a ne umple cu lumina Ta divină. Răstignirea și moartea Ta pe cruce au deschis porțile împărăției cerurilor pentru noi, oamenii păcătoși. Acum Te rugăm, înălțându-Ți numele sfânt, să ne binecuvintezi cu sănătate, ocrotire în necazuri și viață curată în iubire, credință și frică de Tine. Doamne Iisuse Hristoase, izvorul îndurării și al iubirii, primește această rugăciune smerită și oferă-ne darul păcii Tale sfinte. Fă ca inima noastră să fie templul Tău și să strălucească cu lumina harului Tău divin, astfel încât să devenim mărturisitori ai iubirii și a păcii Tale în această lume tulburată. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc. Iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.